Toată lumea are emoții când se exprimă liber și curajos. Ia că se înșeapă așa, în fel de mișuni. Contra mișuni avem informații. Faceți? Nu știu întrebări. Bună ziua. Bună. Oleg Brega, sunt de la Curaj TV. Femeia zice că ați bruscat-o cu nedreptățiți la lucru, s-a adresat cu probleme de la superioare, de la șefii ei, că discriminare și a scos-o de mână și nu, forțat. Doamna, încă nu, noi azi am chemat juristul, am să fim între vedere. Nu, noi contractul individual de muncă nu e scălit de doamna. De 2016. Dar de ce nu e scălit? De 2016 e scălit de domnul Covalev. Nu, de domnul director fostului care e scălit. Da, doamna nu, nu e scălit de contract. Și asta ce înseamnă? Nu trebuia să o concediați dacă nu vrea să semneze? Înseamnă concediat atunci încă. Și de ce n-ați dat-o afară? Doi ani lucrați cu ea fără contract semnat? De ce n-ați semnat contractul? Nu sunt de acord că lucram până la jumătate la 8 și nu până și până la 4. Și mi s-a dat încă fișa de post, dumneavoastră, nu e scălit. Dar nu i-a dat aghea fișa. I-a consultat cu juristul, cu tăi, dați, dumneavoastră. Dar ești lanța, nu mi-a dat fișa de post. Aghea nu ăsta, că eu am început, când am început eu răsculi. Păi lege, nu am început fișa de post. Eu am început a răsculi și dumneavoastră tăta anul ăsta, dar anii ăștia până nu n-ați dat. Băi, nu pot, eu am venit nou și tăta și-a făcut fișa de post. Dar de când sunteți dumneavoastră șef? De la anul nou. Și până acum nedreptățile și alea le făcea alt șef sau șef aceea mai mică, șefă de secție sau ce e. Doamna, are, noi am făcut fișa de post, ei se refuză să-i scalească. Dar zice că ați angajat pe cineva două luni și nu a făcut nimic, salariul luat, dar vine și face ei proces verbal, că de ce nu a spălat, de ce nu a măturat. Da, zice, dar a lucrat alt cineva, de ce e? Pentru două servitori, noi, eu, Avramea, Valentina și Babin Maria, am lucrat în luna decembrie pentru a treilea om. Ce? Ei, omul zici că e din ianuarie, nu e din decembrie. Asta e chestia, a fost asta, problema așa. A venit la lucru dimineață și ies până acolo, polițiștii fac antrenament în sală. Noi avem la ora nouă seminar cu antrenori. Faceți, vă rog, curățenii la zi. Nu, noi n-am să facem, că au început să arăte niște virare. Eu nu-mi imaginez un subaltern să fac așa cu șeful. Avea un temei. Era un motiv legal. Zicea că nu-i locul meu acolo sau nu-i ora mea. Dacă doamna a venit la lucru, a venit să lucreze, a venit să lucreze, nu? Șed directorul cu contabil a jos cu lucrătorul și vine și bună zâmbă, da, cum noi spune ce domnul? Dar cum dumneavoastră ați spus că eu nu sunt om? Că n-am fost la domnul. Poate e supărată, zice că i-a spus că nu e om. S-a plâns la Oboroceanu, când era procuror sau când era onegist? Domnul procuror, Oboroceanu și ai... Când era procuror sau când era onegist? Mamă, dumneavoastră am călătorit. Recent, așa? Da, recent. Și el, mă cheamă, zic, păi, uite cum să procedez cu doamna. Eu nu vreau să-i scălească contractul din doamna, nu vreau să-i scălească fișa de post, nu-i de acord cu regimul de lucru. Și zice că l-ați trimis la... ați trimis-o la Oboroceanu. Du-te la Oboroceanu. Nu, eu n-am trimis, eu singur s-o dus. A, păi da, dar după aceea de-am n-ați vrut să comunicați cu ea, că du-te la Oboroceanu, că ai venit la mine. Eu am fost la dumneavoastră și am zis și... om bun, dumneavoastră s-a procedat după lege, ce aveți? Eu nu pot fișa de post, că eu nu vreau să radu sau cu ei. Nu vreau să radu, liberează, vreau să cam găsă vă mie care să radu. Înțeleg că lucrează numai doi, acum dar ar trebui să fie trei. Eu nu-i de acord încă una, că nu vreau să lucrez sâmbătă, la noi regimul de lucru e 6 zile în săptămână cu 7 ore pe zi, nu-i 8 ore. Așa e specific, că noi tot e... Se iasă oricum 40 de ore pe săptămână, da, nu mai 42, mult. Conform codului. Da, conform codul muncii. Când am fost la domnul Borocean... Când noi tot suntem, dar duminică facem competiții și nu avem altă modalitate la noi, nu trebuie să... Și e că așa e. Dar el zice că lucrează ore suplimentare. Nu, arăta contractul acolo și erau 8 ore pe săptămână și după aceea încă și sâmbătă a lucrat. Și credeam că sunt ore suplimentare, măcar ar trebui să fie plătite dublu sau conform legii, nu? Conform legii, la noi după oral, după regimul de lucru, e scris 6 zile pe săptămână, câte 7 ore pe zi. Fără pauză sau cum iese? Cu pauză, oră. A, am înțeles. Dar și când am fost la domnul Borocean și am dat și întrebarea asta, când e că nu sâmbătă competiție, nu-s copii, nu-i nimic, deși noi toți servitorile să ieșim și nu câte două într-o sâmbătă, două una, și ați spus că spate. Dar și-a pe urmă, că eu nu sunt copii, tu trebuie și la lucru, asta e legea, tu trebuie și la lucru. Tu ce mai știu? Asta noi vrem, îți dăm voie acasă, nu vrem, nu-ți dăm voie. Dar tu trebuie să iei obligatoriu la lucru. Este regim de lucru, vai. Dar deci ce vorbim noi ăsta ni l-ați dat cu întârziere? Cum cu întârziere? Cu data de 12 și ne-a dat. Da. Dar și-a spălat metrajul ăsta de ustav cu jumătate. Nu, dar... mai tu nu spune valea asta. Tu, doamna, au fost. Există niște norme cât trebuie să facă, da, în cele 8 ori. Da, de metri. Doamna, ce motivează? Eu vă spun una. Dar deci nu ne-ați fost la doamna primie un salariu jumătate. Da. Și după aceea stai jumătatea? Da, ea stăiet, nu ne-ați la cunoștințe de la 1 noiembrie, dar la jumătate. Vă lămuresc.
Vine la lucru. Câte stau până la ora 7, că așa e, până la 7, 7:30 trebuie să facă. Dacă ori stau cu jumate, 10 ori jumate, trebuie să cățați la lucru. Doamne, la ora 4, zice acasă. Dar până spune ce orile până la 4 sunt alun. Două ori, trei ori. Bă, doamne, câți poartele am de... Dar orile alea, alea, îmi puneți până la 4. Eu vorbesc cu dânsa, e mergea pe mine, mine m-am pieces tu și... Și spuneți mie și eu v-am pieces pe dumneavoastră și spuneți... Acum la cameră o zici bună ziua. Eu la servici, dați-mi ușă și nu vedeți voi și cum m-ați blenduit voi de față. Ia spuneți de el. Tu ce spui tu, stai, tu treci lângă mine. Tu treci... Eu strâng la doamnă, mă, îmi place foarte să iau Da, dar 200 de lei în plus la o colegă de ei care face aceeași muncă, de exemplu. Nu, domnule. Pare discriminare, nejustificat. Vorba, banii s-au achitat până la o copiică. Dar da, diferit, diferențiat. Una n-a primit deloc premii, una a primit cu 200 de lei mai mult. Premia nu cum se explică? Nu, premia nu este legea asta. O ieșiți legea, mă iată. Că nu se mai dau, da? Sunt, s-au anulat toate premiile anul ăsta. Da, unde am pus-o? Pare tot. Nici o premie anumită nu primește nimic până la 3 ianuarie vin. Nici o premie, nici un bănuț. Nici neatră. Nici eu, nici un angajator, nimic. Nici o natură, nici un panic. Deci numai salariul de bază. Cât numai salariul de bază și gata. 1600. 1800. Nu, e... Până la impozitare sau după, e brut sau nu? Și noi plătim și compensații până la 2000 de lei. Noi 2000 de lei. Am prins 1720, unde am prins eu? Noi facem... Pentru un salariu, pentru o normă. Noi facem la 2000. Noi curat la mână, n-avem 2000. Nu, e curat, acolo e scris, nu e curat, poți scrie... Impozabil. Impozat, impozitat. Noi dezbatem impozit pe venit, doar nu le dezbatem. Până la 2000 de lei... Stai mai puțin decât minimul garantat de stat. Dar de ce nu fac procesul ăsta verbal, că noi a treilea om? Noi o luăm de zile, am lucrat și 14 zile, că noi a treilea om. Eu v-am trimis, să știți ce ați făcut procesul. 100 de metri pătrați. Ia că aș fi doamna Babin Maria și a spus. Vătina, eu v-am făcut două. 100 de metri pătrați. Nu v-am trimis în sala mare, că acolo era poliția făcea între mine. Eu v-am trimis cu 100 de metri pătrați. Și voi v-ați refuzat. Nu era atunci poliția, data de 4. Era poliția. 4 ce? Fi doamna Babi Maria și ați vă spui. 4 ce? Ianuarie e încă. A, la început de mandat al dumneavoastră. Nu merge treaba așa, văd că nu prea vă înțelegem. Da. Asta e înțeles. Și încă una, eu am să mă clarificați. La venit domnul jurist, este lege care unde trebuie să aduci și certificatele să aduci. Că aici sunt lucrători care... Sunt care lucrează cu electricitatea, cu locul altul. Vreți să o dați afară, Matinca. Presimt că vreți să o dați afară. Iată, dumneavoastră, nu că vreau să o ducă. Păi, are copii, puteți să-i înțeleg. Dar da, doamna trebuie să poarți normal la lucru. Păi normal în ce sens? Facă ce îi spuneți dumneavoastră, ea așa apără drepturile, mi se pare corect să apere drepturile, nu? Să nu spiele mai mult decât îți cere. Ia că noi, dumneavoastră, unde sunt sala să fac proțele, da? Da. Deci, uitați, el nu face pe masă, nu face chestia, nu e metri pătrați. Păi, doamnă, stai ulea. Dumneavoastră... Hai să te întrâng în metri pătrați. Atunci, dumneavoastră, a spus când joacă poliția, duceți palațul etajul 3 și apoi și duci poliția în palațul de sala 7. Eu v-am zis, mergeți palaț. Aici e de stafcă mai mult, e ca merge, domnule. Nu știu să faci. Cum poți, mă, tare, eu lucrez așa. Ea spune că fac munca două persoane pentru trei. De ce nu a angajat a treia persoană dacă e prevăzut în state? Da, doamna, avea o stafcă jumate, lucrau trei în loc de două. Ia ca și chestia. Nu era o stafcă jumate. Ce nu spune asta? Spune mișule, am jos vizită, mă mai e bani. Ea spune că nu e adevărat. Nu e adevărat. Asta e normal. Nu e adevărat. Păi la nou, după anul nou, da. După anul nou a angajat a treia și gata. Și-a lucrat trei. De ce spuneți mișule? E angajat a treia, acum lucrează trei. Doi, doamna s-a eliberat? E de ce spune niciunul? Că în decembrie a lucrat pentru a treilea om și doamna șefa gospodării spune că și ne-ați vă creadă pe voi, și ne-ați vă creadă pe voi că ați lucrat a treilea pentru a treilea om. Doamna, aici... Ordine făcut de la 1 noiembrie, de la 1 noiembrie. Dar uitați, mi-arată documente, da? Și o angajată în aceeași poziție, cu aceeași normă, are cu 200 de lei mai mult, alta n-are prima deloc, cum se explică? E discriminare pe față. Nu discriminare. Trei oameni diferiți, cu remunerare diferită, cu același stagiu de muncă. O stafcă jumătate. Dar eu am fost acolo, stafcă jumătate. Doamna, la ora 7 lucra, doamna, la ora 4 și acasă. Deci premiul acela pentru loialitate. Cine ascultă mai bine, acela primește mai mult, da? Și apoi după anul nou, el a zis, dați nouă trei. Și după anul nou a venit doamna și a lucrat în trei.
Dar așa au lucrat, ei au lucrat. Până la 1 noiembrie, au prinit leavă, au stat cu jumătate. Dar zicea la ora 4 acasă. Noi suntem genovezi. Noi, băi, hai, că are copilul mic, înțelegi, se duce. Salariul e mic. Cu tătul încalcă drepturile. Și salariul e mic. Văd că e curat să-l pe aici. Înseamnă că femeile fac treaba bună, nu? Păi, ce este altă doamnă, am pus-o, nu faci curat. Dar și eu am fost. Dumneavoastră m-ați alungat acolo. Nu m-ați spus, m-ați alungat. N-are ochi stivadă. Directorul schimbat, o leacu, făcut sorti loc. Hai, dați-mi voi încă. E că nu a fost în concediu, Eric, o luăm de zile și a fost foaie de boală și cine a scălit documentele, cine a primit bani, unii bani. Alea, dar pe mușine scrie. Spălam saună. Dacă mă domnule... Nu vineți la mine acasă, mă luați de la ora 8 seara să vin spăl sauna. Când așa nu am venit. Și nu prindit bani, că nu are cu mușină de zile. Dar mă ia... Dar mă ia și nu prindit, că nu prindit. Ia ca mușine prindit. Plamă așa din loc. Plamă așa din loc. Tot a fost tot. Dar de ce nu-i plătiți? Plamă faci procent, prindiți. Dar de ce nu-i plătiți că așa din loc mâncare? Nu e așa. Ia, că așa și eu am mușit până la ora 8. Și răspundere suplimentară cu bani, nu? Nu, că el vine cu abonamentul. El nu este abonament. Plată în banc, plătește și domnul în mansamă. Nimeni nu vine cu banul să plătească acolo direct în casă. La sala de forță vin oameni cu bani. Și plătesc achitul la bancă și se ocupă. Dar omul ăștia primește bani pentru asta că el controlează. Și când se duce în concediu, nu-l pus până. Deci funcția ce e cam inutilă dacă omul oricum vine cu abonament, nu? Ce? Funcția ce e care s-a dus în concediu, oricum e inutilă dacă omul tăți vin cu abonament. Și îl poate înlocui cu serul spălătoare. Oricine poate să-l înlocuiască, înseamnă că e inutilă munca, funcția ce. Și directul poate să stai, o venit un semnat și gata. Da, faceți ceva în afară de muncă administrativă, de stat în birou? Faceți ceva fizic, antrenor sau și ceva? Eu? Nu, asta, da. Da, eu am 0,25 ca antrenor. Am înțeles. Așa că am trei o săptămână, plecăm în bazin dimineața la ora 7, facem bazin cu copii. Aveți și bazin aici? Da, Plasterion avem bazin. Am înțeles, nu chiar aici. Frumos, de când a fost renovat asta? Din 2013 dată exploatare. De 6 ani, nu? Da. Bun. Bună ziua. Cupe și medalii, dar cum de nu le-au luat oamenii acasă? Dar trebuie și al treilea, și o luni de zile, e că eu vă arăt. Deci asta e sala care iese în plus peste munca pe care o fac doi oameni, da? Da. Și vă puneam să o spălați totuși doi? Da, doi oameni. Da, acum sunteți trei. Nu trei, tot doi suntem. Dar ce eu zic că v-a angajat al treilea de la anul nou? Spune-mi și unul, spune-mi și unul că doamna Babin și să spui. Care tot e angajat în funcția asta, da? Aici stai dovada că sunt două angajate numai la curat, da? Dar poate vă rânduiți, poate sunteți cu schimburi, nu? Sau trebuie să fiți toate trei tot timpul aici? Tot trei trebuie să fim. Toate 6 zile pe săptămână. Aveți o zi liberă luni sau când? N-avem nici o zi liberă. Duminică? Numai duminică, da. Am înțeles. Deci e greu de spălat chestia asta, că e un fel de linoleum, nu știu ce, nu? Cu sârmă roade, mă. Cu mâna, da? Cu sârmă, este sârmă care roade și unele. Dar cu mâna înseamnă că? Și o punem jos și e ca așa roade cu piciorul. Deci e greu munca asta suplimentară. Aici trebuie să ocupi o singură persoană tot timpul, da? De sala asta. Nu, trebuie să fim trei, dar suntem două. Nu, dar înțeleg că vă ocupați și de celălalt etaj, în jos. Nu ne ocupăm, ne ocupăm și la etajul 3. A, nu e aici 3? Nu sunt, trebuie 3, nu. Aici nu e etajul 3? Nu, aici e 2, ia câte ăla e 3. Aha. Și acolo ce tot sala de fitness. Când atunci a jucat poliția, dumnealui au zis, dușea și spalați etajul 3, cât joc și mântuiți acolo și după aceea se duce poliția, spalați aici. Dar puteați și câți metraj în de asta n-ați vrut. Și numai dumneatate împotrivești sau și cealaltă? Și așa l-altă, și așa l-altă. El se gândește ori să-și ia alte persoane. Dacă e ectă. Șeful gospodăriei. Da, avertisment s-a făcut în baza unui ordin. De ce mi-ați dat ordinul să-l vadă și eventual să-l conteste? Nu ne-a dat nimic. Ca avertizare e o sancțiune, cum se numește asta? Disciplinară și poate fi contestat în baza codului muncii. Nu cred că i-am dat. Nu ne-a dat. Păi cred, n-aveți un registru? N-aveți un registru la cancelare? Nu ne-a dat proces verbal și a dat și ordin. Nu ne-a dat ordin nimic. Copie la ordin. Și-a semnat undeva? Eu nu vreau să semnez nicăieri. Nu, asta nu m-a luat doamna. E dacă nu vreau să semnez nici, nu vreau să semnez nici. Face când nu vrea să... Știți ce se face când nu vrea să semneze? Trimiteți scrisoare recomandată și aveți dovadă că i-ați expediat-o și că știe ordinul. Dar dumneavoastră n-ați făcut asta, n-aveți dovadă că i-ați trimis ordinul. Noi i-am dat să-i scălească... Nu ne-ați dat nimic, de ce spuneți? Cu salariu, care m-a ieșit nou, salariarea. Nu. Salariarea nouă. Știi? Grila ce e? Da, ce? Grila. Uh-huh. Și am dat scălea și doamna, noi de acord cu grila. Salariul m-am escalit. Salariul m-am escalit care. Dar pe ce n-ai vrut să semnezi? M-am semnat 1860. Cum nu m-am semnat?
Tu ești la mine, mă, și eu ți-am rădeac și nu ești scalietă. Și pe urmă ați spus că nu-i drept, nu-i corect, leafa încolo cu așa, e mai mic, acolo e 1000. Și zic, și-mi luați atâta, ba nu 1860, ba când nu s-o greșit și nu, n-au vrut de tot să mai scălesc, zic, lasă rămâi leafa și e 1860. Da. Una m-am însemnat și zic, și-a da, făcut mie. Da, nu-i însemnat, ultima n-a însemnat. Care a făcut contabilă, ultima, nu-i însemnat. Nici doamna Lucia nu a însemnat-o, știu. Doamna Lucia a însemnat. Ați vede afară pe amândouă. Doamna Lucia a însemnat la mine, este. Eu la leafă m-am însemnat, înseamnă că s-am strănesc. Dar actul la leafă nu-i însemnat. La fișa de post nu-i însemnat. Dar dumneavoastră, gheanul ăsta ne-a însemnat, ne-a dat că... Contractul. Dar pe el la gheanul ăsta s-a îngă... Gheanul ăsta e șef, până acum nu era șef. Uite-mi cu așa, domnul spune, contractul individual de muncă, tu trebuie și eliberat în de 8, tu nelegal ai lucrat aici. Tu nelegal ai lucrat aici. Nelegal. Pur și simplu, noi ne-am constatat acolo că a fost ordine emis și este ordine. Dar, dar nu se negociază individual contractul? A? Nu se negociază individual contractul? Ca tare, a fost o doamnă care eu am angajat, a fost Adel Cadu. Aha, da. Da. Secția de cadre, da, sau domnule, ei, cred că, resurse umane. Da, cred că directorul și-au găsit greșeală acolo și-a întors înapoi. Și eu făcut greșeală și eu trebuie să semnez, doamnă. Doamnă, nu a semnat. Directorul semnat, acolo ești directorul, ștampil la directorul, dar doamna nu a semnat. Până la momentul față nu a semnat contractul de la copul. E calendar de la PD sau ați ascuns sigla? Ei, ne l-a... Nu, ne l-a dat la serviciu. Ne l-a dat, nu mai este mergi pe drum și ne l-a dat și eu l-am lăsat cu să ieșești. Câte angajați sunteți acum? Da, eu nu știu. Da. Nu știi câte angajați sunteți la, în, la, la curățenii? Știu că eu cu dânsa aș fost. Numai două. Și Tania a fost, dar Tania s-a eliberat că s-a găsit lucru la altă parte. A, deci este deci numai două. Când s-a eliberat? Când s-a eliberat, Tania? Tania, măi, am că de când s-a eliberat? Nu știu, eu eram în concediu. Măi, am de vreo două săptămâni. A, da, eu eram în concediu când s-a eliberat. Eu da, mai mult, mai mult. Atunci, dar el zici că are trei angajate. El zici că are trei angajate, dar de fapt sunteți două. Tu, unii trei, unii la șară. Dar nu de mult s-a eliberat, Valea, ce grăiești? Nu de mult s-a eliberat, eu eram în concediu și... Când am venit, ei spune și tot Lucia ea уволилась, потому что нашла другую работу. Și gata. Și obișnuit că nu fac ordin pentru a treilea, o am nouă noi că mușim. Dar cine? Ce ea nu a primit premii deloc? Sau Mata n-ai primit premii? Și de mai ei nu a primit. Ei, eu nu știu cine mi-a pus anul trecut, anul ăsta nu mi-a făcut proces verbal, că n-a vrut să spală în sus, dar... Astea... Tot am jucat poliția și am zis că nu avem metraj prea mult și nu a făcut proces verbal. Nu, nu, nu ne-a înscris, nu nică, dar... Restul... Performanță nu prea pune. Și căruce și ca și, dar eu... Nu, sunt nemulțumit. Dar n-am curaj să spun că și de șef alături. Da, poți și ala, e tot una, pur și simplu, dar eu... Cum să vă spun? Cine a spus, cum v-a spus Valea, când decembrie am lucrat în Manoia amândouă? Da, dar cu așa de-a mea era Tania, dar eu eram în concediu când Tania s-a eliberat. Dar era Tania, de-a mea nu era din atac, era în concediu medical. Nici Valentina nu era. Și a lucrat mă atât singură pentru toate trei. Valentina s-a luat din cont propriu și toată din tăi și eu. Și femeia singură a spalat pentru noi două. Din decembrie, noi, la 1 decembrie, noi avem un salariu. A, deci că noi am avut un jumate, dar noi nu parcă să nu e voie de un salariu. Parcă să nu e voie de un salariu, jumate eu un salariu și mi-a dat-o ianuarie pe Tania. Și eu căcum. Deci că noi am lucrat amândouă cu o stafcă jumate prânem pentru a treilea om. E văzut și eu, e un zis. Până în noiembrie. În noiembrie l-am prânit, dar decembrie doamna Liuba a zis că nu, nu e o stafcă jumate, că nu se dă voie. Că leafă de 2000 de lei și nu se dă voie la o stafcă jumate și gata. Și mi-a spus nouă și vă spun, eu știu că de ce am noi lucrat amândouă. Dar pe aici am impresia că e liceu, nu să ce aveți aici? Da, un liceu și mâncăm aici. Dar de ce stați în liceu? Dar nu ne dă, ne-a întrebat și așa. Domn șef, oamenii ăștia trăiesc aici, lucrează în WC-ul, da? Acolo privesc televizorul, doamna șef, da. Acolo își spațiu mănânce. Nu, nu e WC-ul, iau-te și e aici. Nu, dar doamna s-a ales acolo, iau-te și e aici. Și doamna, iau-te, dar trebuie să spun, tu ți-ai ales, îmi spun, și singur ți-ai ales aici. Noi că nu lucrăm cu Jenia, ședem sus acolo, pe etajul 2, acolo unde... Încă mai rău sau și? Nu, acolo e unde ați fost acum, ați fost acolo sus, de aia tu mi-a spus că era sus. Noi acolo am șezut, dar de ridicat, de scoborât... Și ați șerut ceva jos. Și-am șerut undeva jos și am... Ne-a dat aici. Am ales camera aia asta, că era mai mică. Și pe urmă, când am uitat șef, am...